Copreședinții ALDE și-au prezentat astăzi echipa de conducere. Anul viitor, ALDE va candida pe liste separate. În echipa de astăzi este prezent domnul copreședinte Radu Angheloiu, domnul prim-vicepreședinte Dănuț Chirilă, domnul președinte municipiu PLR ALDE, să zicem așa, Radu Leonard, domnul director Tașcău, prim-vicepreședinte ALDE, copreședinte. În această perioadă se lucrează la întărirea organizațiilor din teritoriu. Suntem în plin efort de fuziune la nivel de structuri locale, în plin efort de a definitiva și a fundamenta organizații la nivelul județului. Este un efort colectiv asupra căruia fiecare dintre noi, structurile de la conducerea organizației de la vârful organizației județene ALDE, își dau aport. Deși la nivelul guvernului ALDE a semnat un protocol cu PSD, la alegeri partidul vrea să meargă pe forțele proprii. Față de cei din camarii la PDL-PNL, care au tăiat din banii pentru educație în perioada în care au guvernat România, noi cei din ALDE, alături de partenerii politici, ne-am ținut de promisiuni, așa după cum știți. Școli redeschise, grădinițe noi, reîntregirea și acum creșterea tuturor salariilor din sistemul de învățământ. În județul Gorj, ALDE va fi condusă de Radu Angheloiu și Marius Borcan în calitate de copreședinți până în 2017, când vor avea loc alegeri. În ceea ce privește anul viitor, când vor trece două examene electorale, ALDE va merge pe liste comune și nu va mai face alianță cu alt partid. Deși niciuna din formațiuni nu a participat la alegerile din 2012, noul partid are 41 de parlamentari, fiind al patrulea ca forță în legislativ după PSD, PNL și UNEPR.